Dragi prieteni, iubiți credincioși, astăzi se împlinesc exact 15 ani de când Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a mers în casa Tatălui Ceresc. În această zi vreau să mă adresez, știind că el a fost un papă foarte apropiat de popor, apropiat în special de cei de la marginea societății, vreau ca în această zi să mă adresez cu un gând de încurajare, de speranță pentru cei care sunt loviți mai mult de coronavirusul COVID-19. Și în mod special vreau să mă îndrept cu gândul meu și încurajarea mea către cei din Suceava și cele 8 localități învecinate care sunt în carantină. Pentru că am lucrat acolo 9 ani de zile și îi cunosc foarte bine pe sucedeni, sigur că mă doare sufletul când văd ce se întâmplă în Suceava și în aceste localități. De aceea vreau să vă asigur pe toți că sunt alături de voi, că mă rog zilnic pentru voi și pentru toți cei care au de suferit mai mult de pe urma sau din cauza acestui virus. Aceea care moare ultima în om, așa cum știm, este speranța. De aceea vă îndemn să nu vă pierdeți speranța. Cei care sunteți sănătoși, nu-i neglijați pe cei care sunt loviți mai mult de acest virus. Mă gândesc la cei bătrâni, pe cei care nu au pe nimeni, care sunt singuri. Dacă nu-i putem vizita fizic, să fim alături de ei, virtual măcar, folosind mijloacele de comunicare în masă, dând un telefon, știu eu, pe internet, în alte moduri pe care să le găsim pentru ca ei să simtă că suntem aproape de ei. Personal, vă mărturisesc că am dat multe telefoane, în special în ultimele zile, și am vorbit cu persoane pe care le cunoșteam și despre care am auzit că au fost găsite pozitiv în această luptă cu virusul care provoacă atâta nemulțumire, atâta durere în societate. Am vorbit și cu cei de la îngrijire la domiciliu, de la Caritas, și am îndemnat să meargă, să-și ia, bineînțeles, echipamentul potrivit și să meargă la bolnavii, bătrânii, cei care știu că sunt singuri și nu are cine să-i ajute. Și mi-au spus că merg efectiv și duc la poartă o plasă cu alimente. Dau telefoane. Am vorbit de asemenea și cu domnul primar de acolo pentru a lua legătura prin dumnealui cu cei de la spital și de asemenea intervin cât îmi stă în putință pentru a-i ajuta să procure și alte aparate pentru a veni în ajutor celor care sunt în spital, în stare foarte gravă. Vă încurajez și pe dumneavoastră, fiecare cu posibilitățile pe care le aveți, să oferiți acest sprijin, ajutor concret pentru semenii noștri. Și fiți sigur că Dumnezeu va avea grijă să ne binecuvânteze și să ne ajute în această colaborare frățească, să depășim cât mai repede aceste momente grele prin care trecem. Continui să mă rog pentru toți și vă recomand tuturor bunătății și milostivirii lui Dumnezeu. Mult curaj, încredere în Dumnezeu și cu ajutorul Lui și respectând toate normele, legile care ni s-au dat, respectându-le în conștiință, să grăbim această îndepărtare a virusului și să ne putem relua cât mai repede viața normală și, sigur, mai transformați în mai buni, mai iubitori unii față de alții. Curaj, încredere în Dumnezeu!